Salutare tuturor, eu sunt Midas și astăzi facem ceva mai special, mai exact un vlog de la marginea terenului, la meciul Iașiului cu echipa de pe primul loc și anume FCSB. Probabil va fi un meci foarte spectaculos, FCSB are nevoie neapărat de o victorie pentru a o ține pe CFR departe de ea, mai exact la 2 puncte, iar Iașiul trebuie să demonstreze că este o echipă bună și alături de suporterii ei, care cred că o vor împinge din spate, e posibil să scoată un rezultat bun. Înainte să intru în incinta stadionului, am întrebat câteva persoane ce pronostic au pentru meciul în această seară. Hai să vedem ce au avut de spus. 2-1 pentru Oltenia. Poți să-mi spui pronostic pentru meciul din seara asta? Eu cred că se va termina 1-0 cu Oltenia, ca gol Joe Santos. Ai putea să-mi spui un pronostic pentru meciul din seara asta? 3-0 Steaua. Bună, ai putea să-mi spui un pronostic pentru meciul în această seară? 3-2 pentru Poli. Ok, mulțumesc. Ai putea să-mi spuneți un pronostic pentru meciul din această seară? Cred că o să câștige Iașiul. Ok, mulțumesc frumos. Oh!
Costele, bate bine, bate bine, hai de tău, hai! O prima repriză cu destul de puține ocazii, poate se va întâmpla mai mult în cea de-a doua repriză și dacă v-a plăcut până acum ceea ce am făcut, dați un like.
Mă aflu alături de Flavio Stoican, antrenorul celor de la Iași. Felicitări pentru o victorie muncită astăzi și aveți să le adresați ceva fanilor, pentru că au fost chiar extraordinar tot ce. Da, asta pot spune și eu, că au fost minunați. Pentru ei jucăm, pentru ei ne dăruim pe teren. Până la urmă ei sunt oamenii care ne încurajează în momentele grele. Am avut și momente dificile, astăzi este un moment de bucurie. Dar fără ei, fotbalul nu are valoare. Din punctul meu de vedere, sunt oameni deosebiți, oameni care și în momentele dificile am pierdut meciul acasă și ei au venit și ne-au încurajat. Cinste lor, bravo lor, să dea Dumnezeu ca să fie tot la fel în număr foarte mare la, și la următoarele meciuri.